Trecerea de peste calea ferată din cartierul Precista, care asigură accesul pietonal spre puntea de la Strand, a fost reabilitată. Lucrările complexe de modernizare au constat în amenajarea aleii de acces pietonal, montarea dalelor de cauciuc și a indicatoarelor de semnalizare cale ferată. Pentru toate acestea, bugetul local se angaja să suporte numai puțin de 295.000 de lei. Dacă ne luăm după postarea primarului Andrei Carabelea, lucrările au costat puțin peste 160.000 de lei fără TVA. Pagina oficială a primăriei vorbește de aproximativ 150.000 de lei, fără să se precizeze dacă TVA-ul este trecut sau nu pe factură. Rămâne ca primăria să ne convingă cât a costat în realitate toată lucrarea. În perioada imediat următoare, când puțini nemțeni aleg drumul strandului peste punte, cei care vor beneficia probabil de pe urma investiției sunt samsarii de mașini care își continuă activitatea vis-a-vis -vis de fostul târg auto organizat de Camera de Comerț și Industrie Neamță adică exact acele persoane care nu au plătit niciun fel de chirie timp de 8 luni de zile pentru activitatea pe care au desfășurat-o, bani care ar fi micșorat povara financiară a primăriei obligată să facă această operă de artă arhitectonică.